au hotărât și acest lucru. Ca în postul acesta al Crăciunului să ne aducem aminte de cei ce și-au dat viața în 1989 pentru noi și pentru libertatea noastră. S-au organizat și comemorări. Unele te-au impresionat până la lacrimi. Și ultima întâlnire a Sfântului Sinod, care a avut loc în această săptămână, s-a plecat asupra importanței pe care a avut-o în 1989. Jertfa tinerilor. Noi, aici la Cluj, de seară, concret, vom sublinia importanța jertfelor în Muzeul Mitropoliei, în aula de acolo, câțiva oameni vor sublinia importanța jertfei tinerilor din 1989. Acum, am făcut și de altă dată și fac de, și de data aceasta sublinierea următoare. Lumea întreagă este mântuită prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, jertfa Lui de pe cruce. Țara noastră s-a câștigat libertatea prin jertfa tinerilor și nu numai a tinerilor, a celor ce au ieșit atunci să se confrunte cu un sistem care nu era bun. Și jertfa lor o pomenim acum, la Crăciunul acesta, după 30 de ani. M-ați întrebat dacă urmările jertfei lor sunt cele la care ne-am așteptat noi toți românii. Probabil că nu sunt exact acelea la care ne-am așteptat noi. Am fi dorit ca lucrurile să meargă mult mai repede înspre bine, dar totuși trebuie să acceptăm că libertate ne-au câștigat și anumite lucruri s-au putut face. Ne pare rău că n-au mers lucrurile mai repede înainte, ca să le fie mult mai bine oameni. Deci nu uităm să-i comemorăm, să-i pomenim, să ne aducem aminte de ei. Acum, punctual, sâmbătă, pe 21, la monumentul din Piața Unirii, se va face pomenirea lor. Vom fi acolo, vom face rugăciune pentru sufletele lor. Iar apoi vom merge în cimitir unde sunt morminte. Prin jertfa lor, România și-a câștigat libertatea. Și îmi pare rău că nu foarte des ne aducem aminte de ceea ce au scandat ei. Vom muri și vom fi liberi. Realizăm că revolta sau revoluția lor a avut și o dimensiune creștină, religioasă, în toate locurile, și din Timișoara, și din București, și din Cluj. Cei ce au înfruntat sistemul, îngenuncheau și rosteau Tatăl nostru, tinerii aceștia minunați, care au murit ca noi să fim liberi. N-au făcut religie în școală. Și totuși aveau în suflet credința pe care au moștenit-o de la părinții lor. Ba, aș putea spune, sigur, nu vreau să critic neapărat pe cineva,
aș putea spune că preocupările noastre de astăzi nu sunt la nivelul celor ce au murit ca să ne facă liberi. Ei au avut o credință puternică. Vom muri și vom fi liberi. Asta este. Nu facem suficient ca să pomenim jertfa lor. Jertfa lor pentru libertatea noastră. Și încă o dată repet faptul că asemăn ceea ce au făcut ei pentru neamul nostru cu ceea ce a făcut Mântuitorul pentru întreaga omenire, răstignindu-se pe crucea de pe Golgota. Deci cu multă piozitate să-i pomenim, să-i comemorăm pe eroii noștri din 1989. Fiecare își are istoria lui. Și dacă le-am luat pe rând, am avea motive efectiv să ne emoționăm până la lacrimi pentru ceea ce au fost în stare să facă ei pentru noi și pentru toată țara aceasta.